De asemenea, domnule președinte, vreau să vă spun că în spatele camerelor am invitat pentru această întâlnire și pe reprezentanții organizațiilor partenere ale Inițiativa România, care ne-au sprijinit să facem acest proiect. Mă bucur. Pare bine că s-a materializat această întâlnire. Cred că organizatorii au făcut un lucru excelent prin această competiție și voi care sunteți câștigătorii, cu siguranță sunteți niște exemple foarte bune pentru tinerii noștri prin implicare, prin curaj civic și abia aștept să îmi spuneți câte ceva din ce ați făcut, ce ați auzit, cum ați rezolvat temele din concurs. Mulțumim frumos! Cred că toată lumea are un pic de emoții și pentru noi toți a durat ceva să ajungem aici. Pentru ei, într-adevăr, în concursul lansat în octombrie de Inițiativa România, au fost 6 săptămâni, 6 misiuni, dar de fapt 25 de probe. Deci ei au parcurs în 6 săptămâni 25 de probe. Pentru mulți dintre ei, probele pe care noi le-am gândit au fost în premieră, le făceau prima dată și le descopereau și descopereau întâlnirea cu autoritățile, cum sunt cheltuiți banii publici pentru prima dată în cadrul acestui concurs. Intenția noastră, și o să spună ei dacă am reușit, este să arătăm cetățenilor și mai ales tinerilor, mai ales aici ei sunt între 16 și 36 de ani, dar marea majoritate între 16 și 25 de ani. Și intenția noastră, Inițiativa România și-a dorit să fie, și partenerii noștri ne-am dorit să fie foarte vizibil, ca a fi cetățean activ. E fain, e ușor. Instrumentele digitale te pot ajuta la asta și că, în final, chiar poți să ajungi să discuți cu autoritatea sau cu reprezentanții tăi. De aceea le-am dovada și... Exact, dovada, nu? Exact, dovada este această, această întâlnire. Și, cumva, pe măsură ce foarte mulți din politicienii de astăzi, de la putere, se îndepărtează de interesul cetățeanului. Noi ne-am dorit din contră să aducem tinerii să vadă că în contactul direct cu autoritatea, în contactul direct cu reprezentantul, spunându-ți cuvântul și fiind implicat, poți să-ți aduci aportul la, să-ți aduci contribuția la a face o altă Românie. Fiecare dintre ei a venit la pachet cu multe întrebări. Noi probabil nu o să avem vreme să le punem pe toate. Dar să știți că au gândit întrebări. Dar măcar unele. Exact, măcar unele. Bun. Deci este ok, domnul președinte, să trecem la întrebări? Okay. O chestiune ați menționat și vreau să reiau foarte pe scurt, fiindcă mi-a plăcut în mod deosebit această probă de a lua contact cu cineva, o persoană care are o demnitate publică sau o funcție publică. Am menționat acest lucru în repetate rânduri și în context european. Suntem într-o fază în care, din păcate, foarte mulți politicieni pierd contactul cu oamenii. Și este o mare problemă și un mare pericol, fiindcă dacă aleșii nu mai au un contact cu alegătorii, cu oamenii care au preocupările lor legitime, lucrurile ajung să fie dezbătute de unii și de alții în paralel, ceea ce până la urmă duce la o neîncredere în ceea ce fac politicienii, de exemplu, și această neîncredere, de exemplu, în spațiul european, duce la ceea ce cunoaștem drept euroscepticism și este periculos, fiindcă ne îndepărtează de un proiect foarte, foarte bun, dar lipsește de multe ori liantul între omul interesat, alegătorul interesat și politicianul, și poate vrea cineva să-mi detalieze un pic cum a decurs întâlnirea cu oricine v-ați ales să vă întâlniți. Eduard de la Timișoara,
Eduard Ciuhandu a cerut o audiență primarului Robu. Te rog să spui, Edi, despre ce a fost vorba. Am cerut o audiență domnului primar legat de cartierul Punți din Timișoara, care este un cartier cu populație majoritară de etnie romă. Cartierul este rău famat și e o situație extraordinar de groaznică pentru cei care stau acolo. Nu există canalizare, școli și încă aștept răspuns, dar măcar am pus întrebare. Și cineva care a avut o experiență reușită? Iulian, cred. Eu am discutat cu domnul primar de la sectorul 4. Eu am și o asociație de promovare a României, iar în sectorul 4 am identificat anumite imobile care au o valoare destul de mare, istorică. Excelent. Cea pe care am pus eu ochii este prima clădire a Senatului din România. Era într-o stare avansată de degradare, în sensul că puneai un deget pe ea și cădeau deja bolovani. Am discutat cu dânsul, acum sunt lucrările deja avansate. Sperăm să o transformăm cu muzeu, sper eu și cu asociația mea și cu colegii mei. Asociația foarte se numește Călători prin România. Inițiativă. Acum că ai zis tu, Edi, de Timișoara, mi-am adus aminte că voi vreți să întrebați în primul rând despre educație, da? Și hai să începem cu asta, da? Good. Robert, tu încep? Da? Te rog. Da. Deci, domnule președinte, din moment ce în momentul de față Ministerul Educației nu are un domeniu de activitate concret, din experiența proprie și din experiența inclusiv a surioarei mele, care în momentul de față este clasa 7-a, domeniul de activitate este cel al memorării informațiilor și nu al educării, atât dumneavoastră cât și, cât și administrația prezidențială ați inițiat proiectul România Educație. Aș vrea să vă întreb următoarele. Avem în momentul de față baza, din punct de vedere al resurselor umane, pentru a implementa acest program? Al doilea, în ce mod se va implementa acest program? Și în al treilea, în câți ani vom vedea efectele vizibile programului dumneavoastră? Am demarat proiectul România Educată, fiindcă, după părerea mea, România are o șansă mare de a-și construi un viitor solid în rândul națiunilor, doar dacă pune un accent foarte mare pe educație. Se știe că avem foarte mulți tineri foarte interesați, foarte mulți sunt talentați, știm acest lucru de la antreprenori, de la profesori, inclusiv din străinătate. Deci avem generații tinere care sunt dornice să primească o educație foarte bună. Avem inclusiv oameni foarte buni în sistem. Nu suficienți. Deci aici ar fi nevoie încă de pregătire și ea de fapt este o pregătire care trebuie să se întâmple permanent, de oameni foarte buni. Ceea ce lipsește în momentul de față și lipsește cam de 30 de ani încoace este un concept. Nu există un concept care spune ce vrea România în domeniul educației. Noi continuăm așa în virtutea inerției. Cum s-a creat sistemul în anii 60-70, așa continuă. Dacă, pur întâmplător, sunt dascăl, dacă merg într-o școală oarecare, într-o clasă, seamănă izbitor cu ce a fost când am fost eu elev. Ori așa mi se pare că nu este prea bine, fiindcă noi vrem să educăm tinerele generații pentru secolul 21, nu pentru secolul 20 care a trecut. Și în acest fel am ajuns să ne ocupăm foarte mult de proiectul România Educată. Am adunat foarte multe opinii, am avut grupe de lucru, fiindcă vrem să cuprindem pe cât mai mulți în acest proiect. Să avem opinii multe, interesante, orientate spre viitor. Acum am ajuns în faza în care avem, împreună cu toți cei care au lucrat, și sunt foarte mulți, sunt aproape 10.000 de oameni care au avut input în proiect. Avem un prim draft care este încă într-o formă brută și l-am pus în dezbatere publică. O să fie câteva luni, cel puțin, în care așteptăm
în continuare să avem input de la diverse persoane, organizații, ONG-uri interesate. Vom avea dezbateri, vom avea confruntări, fără doar și poate, și se va cristaliza un proiect care, în urmă, putem să-l supunem dezbaterii politice și de unde sperăm să apară politici în domeniul educației, care, în fine, ne ajută să punem în practică o educație pentru secolul 21. Deci, intenții bune sunt, oameni buni sunt, sunt chiar optimist în această chestiune, însă n-aș vrea să își imagineze cineva că în 2-3 luni o să avem alt sistem de educație. Încă una la mână, ați văzut că în politică lucrurile s-au învolburat, am intrat practic în an electoral și dezbaterea politică va fi viciată de alegeri, deci mai bine să avem răbdare decât să stricăm un lucru bun. Plus că un sistem mare, marile sisteme publice nu se pot schimba de azi pe mâine. Este imposibil. Gândiți-vă că ați intrat la vârsta de 6 ani în școală și când ați terminat ați avut, nu știu, 23-24 de ani. Deci cam atâta este un ciclu. Și atunci schimbarea întregului sistem durează destul de mult. Trebuie inclusiv gândită o politică cum implementezi schimbarea ca să nu strici mai mult decât construiești în fază de implementare. Deci, practic, va dura până când avem un rezultat foarte bun, dar eu cred că merită. România merită, tinerii din România merită un sistem orientat spre viitor, care le va da toate instrumentele pentru a fi oameni de succes în viața lor profesională. Mulțumesc! Domnule președinte, sunt elev la liceul Lenau, la secția specială germană, de Deutsche Speziale Abteilung, unde la unele materii am profesori din Germania care predau după programa germană și unul dintre proiectele lor este Betriebspraktikum, practică pentru liceeni, în care timp de 2 săptămâni fiecare elev de clasa 10 și 11 își alege o firmă sau o instituție unde face practică. Pe lângă faptul că e o experiență faină, ne-a ajutat pe majoritatea dintre noi și inclusiv pe mine să ne orientăm mai departe spre ce facultate vrem să urmăm. Aveți de gând prin programul dumneavoastră România Educată să introduceți ceva asemănător? Da, este ceea ce, o formă simplificată din ceea ce se numește învățământul dual. Este important ca elevii să aibă, sigur, o bază teoretică solidă, nu prin învățare pe de rost, ci chiar solidă. Și, pe de altă parte, este foarte important să aibă experiența practică. Sigur, pentru un elev care dorește mai degrabă o carieră teoretică, academică, practica într-o întreprindere oarecare îl ajută să înțeleagă niște lucruri care probabil îl ajută în viața de adult, dar pentru mulți copii contactul cu o fabrică, cu un meseriaș, poate să-l facă să-și regândească cariera și poate își dă atunci abia seama că de fapt nu vrea o filieră teoretică, vrea să învețe o meserie și este un lucru extrem de important. Dar și când învață o meserie, să nu ne imaginăm că îl trimitem undeva într-un atelier unde învață doar să facă anumite lucruri. Trebuie să ne îngrijim și de aspectul de pregătire teoretică și de asta se numește învățământul dual. Și pregătirea teoretică și pregătirea practică. Noi am avut în România o formă de învățământ dual. O formă primitivă și puțin necoaptă, dar așa cum a fost, ea a funcționat și din motive pe care nu le cunoaște nimeni, a fost abandonată și desființată. Iar de ani de zile, de când vin investitori și români și străini care înființează firme, ne spun că au nevoie de oameni pregătiți, nu numai teoretic, ci și practic. Există proiecte pilot, unde tineri sunt pregătiți și teoretic, și pentru o meserie practică. Și vrem să mergem mai departe și să generalizăm această variantă tocmai pentru a oferi tinerilor care preferă o meserie practică
un parcurs școlar care până la urmă îi dă și pregătirea efectivă, îi dă și calificarea respectivă și îl pune și în contact cu un posibil angajator. Orizontul despre care vorbiți, domnule președinte, este un orizont pe termen foarte lung și tinerii noștri, nu doar Vengerii, se gândesc de multe ori pe un orizont foarte scurt. Trebuie să-și aleagă nu doar profesia, pentru foarte mulți întrebarea este mai rămân sau nu rămân în România. Juniorul grupului care este elev în clasa 11-a în Târgoviște la Mate Info, Mihai, are o întrebare pentru un termen ceva mai scurt. Doamne președinte, cum vedeți dumneavoastră România ca țară în viitorul apropiat? Acum, dacă întrebarea a fost spre a rămâne sau a pleca, eu am un răspuns foarte clar pe care l-am dat tuturor foștilor mei elevi care m-au întrebat. Rămâneți, este țara noastră, aici vrem să mișcăm ceva. Dar sigur, există varianta ca la un anumit moment, de exemplu din facultate, să plece un an sau doi la studii în altă parte, lucru care s-a dovedit a fi foarte util dacă ne gândim și generațiile care au făurit România. Au fost mulți la studii și în străinătate, dar s-au întors acasă și aici au construit România. Deci opinia mea este foarte clară. Se poate pleca pentru studii sau pentru schimb de experiență, dar viitorul unui tânăr român și a unui mai puțin tânăr român este în România. Cum va arăta? Eu cred că va arăta bine. Ceea ce își doresc foarte, foarte mulți și credeți-mă că mă întâlnesc cu multă lume, oamenii vor o Românie puternică, o Românie prosperă, o Românie dreaptă, un stat de drept și aceste lucruri sunt posibile. Acum, bănuiesc că ați observat discuțiile din spațiul public, sunt și unii care își doresc altceva, dar, după părerea mea, ei sunt o mică minoritate și ar fi bine să înțeleagă că sunt o mică minoritate și majoritatea românilor își doresc să fie europeni, să poată circula, să aibă o țară care e mândră, e o țară care are succes, unde locurile de muncă sunt din ce în ce mai bune, unde investitorii și românii și străinii sunt primiți cu brațele deschise, nu cu critici total absurde, unde justiția este nu numai legală, ci și dreaptă. Acestea sunt lucrurile pe care, cel puțin cei cu care am vorbit eu, cu toții și le doresc. Chiar mă interesează dacă vi se pare că am spus un lucru pe care vi-l doriți sau dacă vi se pare că e numai așa un text politic. Voi erați pregătiți și... numai cu întrebări. Nu erați pregătiți și cu răspunsuri, nu? Când te întâlnești cu un dascăl, te mai și întreabă. Exact. Da. Ok. Nu eram cu temele pregătite aici, nu. Dar cred că voi ați demonstrat că vă doriți. Cu siguranță. Cu siguranță. Nu? Ok. Da. Iulian, domnul președinte, ți-a ridicat mingea la fileu când a zis unii își doresc altceva. Că tu ai două întrebări despre niște... Două întrebări legate strict de politică. O întrebare este legată de politica internă, iar una de politica externă. Cu acordul dumneavoastră, voi începe cu politica internă. Observăm de ani de zile, de mai mult de 10 ani, un război, o luptă între cele două palate, Palatul Victoria și Palatul Cotroceni. Un război care afectează direct populația României, atât cea din țară, cât și cea din afara granițelor noastre, care sunt tot români, diaspora. V-ați gândit vreodată să schimbăm puțin forma din Republică Parlamentară în Republică Prezidențială? Pentru că așa dumneavoastră ați avea mult mai mare putere să schimbați ceva decât aveți acum. V-ați gândit vreodată la chestia asta? Eu m-am gândit și sunt sigur că foarte mulți s-au gândit. Arhitectura statului nostru este dată de Constituție. Și așa a gândit grupul care a scris Constituția, care a fost ulterior aprobată.
arhitectura statului. Acum, după ce s-au făcut câteva modificări și vă reamintesc că aceste diferende au apărut după ce s-a schimbat durata mandatului președintelui. Sigur, lumea își pune întrebări. De ce nu am putea să mergem pe aceeași lungime de undă? În practică, se vede că prin decalarea alegerilor, alegătorul român preferă să aibă un oarecare echilibru, care, din păcate, de foarte multe ori duce la divergențe, așa cum le avem acum. Dar dacă aș fi dispus să discut fără emoții și fără să apară o problemă majoră despre lucruri care țin de politica fiscală sau economică sau despre ce facem cu școlile, nu sunt absolut deloc dispus să fac compromisuri când vorbim despre independența justiției și statul de drept în România. Aici am o părere foarte clară. Avem nevoie de justiție independentă. Este obligatoriu și ne dorim statul de drept în România. Vrem să fim în Europa. Aceste lucruri nu sunt absolut deloc dispus să le pun sub semnul întrebării într-o discuție cu politicieni pe care i-ați observat cu siguranță, care tocmai aceste lucruri vor să le pună sub semnul întrebării, ori așa ceva nu se poate, și atunci în mod natural apare această divergență de opinii și până la urmă alegătorul român trebuie să spună care este varianta pe care și-o dorește. Și eu sunt ferm convins că varianta descrisă de mine și-o dorește. Cel puțin o mare majoritate. Mulțumesc. Și a doua întrebare, cea legată de politică externă. Observăm o mutare a Rusiei pe plan geopolitic destul de intensă. Ce părere aveți? România în viitorii ani este amenințată de Rusia? România a ales o cale care aduce, dacă vrem să fim consecvenți, și prosperitate și siguranță. Este, pe de o parte, în zona economică apartenența la Uniunea Europeană, care ne ajută foarte mult și este foarte bună pentru România. Pe de altă parte, în domeniul securității, suntem în NATO și NATO este cea mai puternică alianță militară care a existat vreodată pe Pământ. Deci, din acest punct de vedere, chiar nu cred că România o să ajungă într-o situație dificilă. Tocmai de aceea mă surprinde foarte neplăcut cum există politicieni care pun sub semnul întrebării exact aceste două alianțe sau uniuni care ne pun într-o situație foarte, foarte solidă. În plan extern sunt doi piloni foarte, foarte importanți pentru România viitorului și aceste lucruri, pe de o parte, trebuie bine judecate, pe de altă parte, trebuie să fim foarte conștienți că viitorul nostru aici este, în Uniunea Europeană, în NATO, în democrațiile de tip euroatlantic, democrații solide și nu în altă parte. Și atunci vom fi bine apărați și de pericole care vin din alte spații cu alte abordări. Suntem în Uniunea Europeană și totuși avem tot soiul de discrepanțe și Ștefan, știu că avea o întrebare. Te rog, Ștefan. Domnule președinte, eu sunt student la Cluj, am plecat din Iași, m-am născut în Iași și am văzut partea un pic mai săracă a Moldovei și apoi am trecut în Transilvania spre o regiune mai prosperă. Vreau să vă întreb, în contextul în care am vizitat și anumite județe în Transilvania și Moldova și Muntenia prin gratuitatea cu trenul ca student și am văzut diferitele regiuni ale României, vreau să vă întreb cum vedeți acum discrepanțele care există majore între urban și rural și cum ați vedea pe viitor, nu știu, să se micșoreze aceste diferențe între polii mari ai orașelor mari ca Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, București și satele mici sau comunele din județe din nordul Moldovei sau
Da, cunosc aceste diferențe și în nivelul de trai și în șansele tinerilor. Ele trebuie eliminate. Este clar, asta trebuie să fie politică de stat. Și probabil m-ați auzit vorbind despre autostrada care ar trebui să lege Transilvania de Moldova sau Moldova de Transilvania. Este doar un exemplu cum putem practic, prin dezvoltarea unei infrastructuri sănătoase, să ajutăm la depășirea unor diferențe de dezvoltare între regiuni. Aceste diferențe nu fac bine. În primul rând nu fac bine, fiindcă suntem toți cetățeni români și toți vrem să avem un nivel bun de trai. Pe de altă parte, aceste diferențe de multe ori apar din neglijențe guvernamentale sau din politici nesustenabile. Am fost de multe ori în Moldova. Sunt oameni harnici, oameni dornici să aibă un loc de muncă. Sunt oameni care vor și ei să muncească și să trăiască bine. Dar investitorii de multe ori nu ajung în Moldova, fiindcă se ajunge greu. Transportul mărfurilor este foarte problematic. Dacă vrei să transporti ceva din Moldova în Europa de Vest, este chiar o problemă mare. Și în acest fel trebuie să avem grijă să dezvoltăm și infrastructura și șansele pentru regiunile care au rămas în urmă, în așa fel încât să vină cu o dezvoltare mai rapidă. Iar diferența între urban și rural trebuie tratat foarte, foarte serios. Și începe, de exemplu, de la școală. Cum știu că unii dintre voi veniți din școli care n-au fost neapărat senzaționale sau mediu urban. Există școli în mediul rural care au noroc și sunt învățători și profesori foarte buni. Da, Mihai într-un asemenea... Copiii chiar au o șansă. Deci nu apare acea diferență gravă. Dar sunt multe școli unde nu sunt învățători, nu sunt profesori calificați, fiindcă nu vor să meargă, naveta este prea grea, școala este prea departe de cel mai apropiat oraș. Și aici este nevoie de a interveni prin politici publice pentru a crea condiții și pentru copiii din mediul rural să beneficieze de o educație foarte bună. Și atunci diferențele acestea o să dispară, nu de azi pe mâine. Dar astfel de politici trebuie create de guverne înțelepte, cu bătaie lungă, pentru a permite o dezvoltare echitabilă. Pe de altă parte, și Uniunea Europeană cunoaște aceste diferențe și există politici bine gândite care țintesc exact ajutorarea regiunilor mai sărace pentru a prinde din urmă regiunile mai bine dezvoltate. Foarte mult din așa numitele fonduri europene de fapt sunt gândite pentru acest sector, sunt politicile de coeziune care vin să ajute la dezvoltarea regiunilor care au rămas în urmă pentru a egaliza nivelul de dezvoltare, dar pentru a egaliza nivelul în sus, nu în jos. Între timp, zonele rurale sunt mai degrabă depopulate, atât prin migrația la oraș, mai ales prin migrația în afara țării. Avem probabil 4, 5, 6 milioane de români în afara granițelor. Anul acesta, în toamnă, împreună cu mulți parteneri civici, Inițiativa România a lansat o propunere de reformă electorală care să ia în calcul faptul că atât de mulți români sunt în afara granițelor, dar și-au păstrat domiciliul în România. Doi dintre Avengers vor să vă întrebe despre românii din afara granițelor. Da. Domnule președinte, o să vă pun această întrebare dintr-o perspectivă personală, întrucât părinții mei sunt, adică tati urmează să plece joi în Italia, mami este deja acolo. Având în vedere că în ultima perioadă discursul din spațiul public a fost cumva împotriva românilor din diaspora, putem lua ca exemplu chiar protestele de la 10 august, protestul diasporei, cărora
adică în urma protestului a fost un discurs foarte urât împotriva românilor din diaspora, chiar și din partea guvernanților, nu guvernanților, persoanelor care ar trebui să îi protejeze. Puteți să spuneți cu da. Cum și virgulă despre ce vorbim. Da. Și aș vrea să vă întreb, domnule președinte, ce putem face sau ce puteți face pentru a-i proteja pe acești români din diaspora și de ce nu de, a-i, de a le oferi posibilitatea de a se întoarce acasă sau... Acum, dacă, dacă spunem că un discurs urât împotriva românilor de afară, eu mă număr printre cei care au un discurs frumos pentru românii de afară. Cel puțin așa mi-l doresc și sper să-l fi înțeles așa. Și noi în administrație avem chiar mai multe programe care merg și în paralel. Ultima dată am prezentat public o abordare care vrea să vină în sprijinul copiilor care au rămas singuri în țară, cu părinții plecați, și este o preocupare pe care o am și pe care o au și colegii mei din administrație. Și am reușit să mișcăm câteva lucruri chiar și în zona guvernamentală. Eu cred că românii care pleacă din țară sunt tot ai noștri. Nu văd niciun motiv să-i tratez altfel. Sunt oameni care merg acolo fiindcă vor să câștige mai bine sau vor să-și realizeze o carieră. Eu întotdeauna sper că ei se și întorc. Și cred că este foarte important din acest motiv să-i ținem aproape de țară. Ori un discurs cum, din păcate, l-am auzit și după protestele din 10 august, este gândit mai degrabă să-i descurajeze sau să-i țină în afară, ceea ce nu pot să accept sub nicio formă. La vreme cât oamenii sunt ai noștri, se consideră ai noștri, e foarte bine să-i tratăm așa. Poate vă amintiți, imediat după alegerea mea din 2014, am convins partidele să modernizăm un pic legislația electorală pentru a înlesni votarea. Sigur, lucrurile întotdeauna sunt perfectibile și e foarte bine dacă există și o preocupare civică în a împinge politicienii să meargă mai departe și cu lucruri necesare, nu numai cu lucruri pe care nu ni le dorim, cum ar fi amnistia și grațierea. Și cred că în acest sens trebuie să vadă fiecare că există, și nu sunt singurul politician, mă înțelegeți greșit, sunt mulți politicieni, mai ales în opoziție, dacă îi numărăm, așa se vede, care se simt foarte apropiați de diaspora. Mulțumesc. Domnule președinte, pentru că vorbim de diaspora... El e diaspora. Sami e cumva diaspora. Reprezint puțin diaspora. Înainte să vă adresez întrebarea, vreau să vă spun ceva despre mine, ca să înțelegeți de ce spun această întrebare. Sunt un băiat simplu, am crescut la țară până la vârsta de 16 ani. Provin dintr-o familie cu 7 frați. La vârsta de 16 ani, familia mea s-a mutat în Italia. Am locuit și eu o perioadă de 8 ani acolo, după care m-am întors în țară, înapoi, și sunt de 3 ani la Craiova. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră era, ce mesaj aveți pentru tinerii care ar dori să se întoarcă în România, dar nu au la ce? Sau pentru tinerii care ar dori să plece, dar totuși vrem să rămână în țară? Asta am mai spus și înainte. Părerea mea că locul vostru este aici. Știu că nu e simplu. Eu sunt de aici, eu n-am... cunosc problemele, cunosc greutățile. Și am fost tânăr dascăl, am făcut navetă cu autobuzul 2 ore încolo, 2 ore înapoi. Deci cunosc aceste lucruri. Dar dacă nu ne adunăm și nu ne străduim aici să facem, să funcționeze lucrurile mai bine, vă garantez, nu vine nimeni să ni le rezolve. Deci problemele noastre, ale românilor, trebuie să le rezolvăm noi românii. Ori dacă cineva pleacă, cum ai plecat, fiindcă a plecat familia și se întoarce, este un câștig pentru România. Fiecare om care călătorește un pic, poate își completează studiile sau vrea să mai câștige ceva și vine înapoi, vine cu o experiență care este valoroasă. Știu de la mai mulți că le-a fost foarte greu când s-au întors, că s-au simțit
cumva ținuți în afară, dar mulți au reușit. Mulți au reușit, sunt oameni tineri care au revenit în țară, ocupă poziții importante în companii renumite, sunt oameni care au intrat inclusiv în administrație, în politică sunt câțiva și cred că trebuie să vedem și exemplele pozitive. Sau unii au venit și au câștigat Civic Avengers. E o reușită, de ce să nu o spunem așa? Și de asta eu îi încurajez pe toți să facă treabă bună unde sunt, dar după un timp să vină acasă să facem treabă bună și aici. Sami, împreună cu colegii lui în Craiova, au construit de fapt o comunitate, nu doar că au câștigat, a câștigat Civic Avengers. Da, mi-ar plăcea să vorbim mai mult despre asta, însă mai sunt foarte multe întrebări. Vlad, te rog frumos să preiei tu fără domnule să... Domnule președinte, da. Eu nu sunt din diaspora, sunt din Bacău, însă sunt student aici, lucrez la Politehnică și sunt colaborator BICE. Dar înainte de toate sunt tânăr și mi-amintesc că în 2014 foarte mulți tineri au votat. Și acum ne aflăm în 2018, la 2 ani de guvernare PSD, timp în care, din păcate, au făcut cam ce au vrut în Parlament și în guvern. Acum, pentru că ați spus foarte bine la început, intrăm în an electoral, cum mă convingeți dumneavoastră pe mine să vă acord din nou votul de încredere în 2019 și considerați că în acest moment trăim într-adevăr în România lucruri bine făcut? Păi mă gândesc că dacă pui așa întrebarea, știi câte ceva despre politică, despre ce am făcut și mă gândesc că nu este chiar lipsit de importanță că sunt un politician pro-european. Am reușit să pun România pe harta europeană destul de sus. Acum unii încearcă să o tragă înapoi. Eu sunt în continuare dispus să o pun acolo. Sunt un politician care este adeptul clar al valorilor euroatlantice, al unei democrații consolidate de tip european. Sunt pro-dezvoltare sustenabilă. Am dovedit în câteva rânduri în poziții unde am fost că știu ce trebuie făcut, știu cum trebuie făcut. Sunt un politician care ascultă ce are alegătorul de spus. Cred că am reușit în câteva rânduri să vin cu inițiative bune, să construiesc, cum în câteva rânduri cred că am reușit să opresc câteva prostii care erau pe cale să se întâmple. Și cred că lumea a înțeles că sunt realmente un președinte care dorește să dezvolte România. Optimal ar fi fost, sigur, ca în acești 2 ani să fie existat și un guvern care își dorește cam aceleași lucruri pentru români. Nu spun să fie neapărat din același partid cu mine, dar să fie un partid care își dorește o dezvoltare a României, care să fie pro-european, să lupte pentru imagine bună, pentru rezultate bune, pentru investiții bune, pentru educație, pentru România. Dar eu sunt dispus să continui. Este o luptă permanentă, este o luptă care trebuie dusă și cu multă răbdare și cu multă speranță. Și cred că acestea sunt câteva argumente care le-ar face pe un tânăr să se gândească de ce ar trebui să mă realeagă. Mulțumesc frumos! Și dacă tot ați amintit de guvern, mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Presupunem, prin absurd, că va cădea guvernul Dăncilă. Dar majoritatea PSD rămâne... Deci că presupunem prin absurd! N-ar trebui să fie absurd. Dar presupunem că va cădea guvernul Dăncilă. Dar PSD își păstrează majoritatea în Parlament. Veți propune pentru a patra oară la rând un premier din partea PSD, având în vedere primele 3 guverne propuse de infractorul drag, dar putem să uităm. Dar dacă vor veni cu un premier care pare calificat la prima vedere, cu o propunere. Mă gândesc că dacă ar fi avut, ar fi venit și până acum. Da. Bine. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Ok.
Eu îmi notasem aici și că Edi mai are o întrebare, știu că e legată de ce am vorbit până acum și o să te rog, Edi, să ai răbdare, să rog pe Iulian să pună întrebările la care s-a gândit și revenim la întrebarea ta și pe urmă la lui Gabi, că și Gabi are o întrebare sau două foarte interesante, una? Ok. Domnule președinte, două întrebări am. În primul rând, se vehiculează că în curând ordonanța amnistiei și grațierii va fi emisă. Ținând cont că sunt sondaje de opinie în care peste 90% din români se opun unui asemenea idei, dumneavoastră luați în considerare demararea unui referendum pe tema justiției și în contextul în care mai multe organizații civice susțin un asemenea demers? Da, haideți să încep să vă răspund din capăt și pe urmă o să vă mai spun niște lucruri care trebuie judecate de fiecare alegător la modul cel mai serios. Da, este în discuție acest referendum. Știți bine că am făcut primii pași încă de acum câteva vreme și i-am rugat, acum asta spun așa, în premieră, i-am rugat pe colegii mei să studieze problema, să vedem cum putem să abordăm chestiunea în așa fel încât să fie și eficientă. Una este să discuți despre un referendum și să nu meargă nimeni să își pună ștampila și alta este să discuți despre un referendum care chiar mișcă ceva. Și eu cred că aici toată lumea înțelege că nu vrem să ne jucăm de a referendum, ci dacă îl facem, să fie util. Un referendum convocat de președinte nu produce rezultate obligatorii și acest lucru trebuie știut. Dacă, este consultativ. Dacă fac un referendum, el se numește consultativ și chiar dacă toți românii merg și spun că nu vor amnistie și grațiere sau, mă rog, nu vor o relaxare a legislației penale, ci una solidă, nu înseamnă că asta se și întâmplă, fiindcă este consultativ și rezultatul nu se poate constitui într-o obligație pentru Parlament. Și asta trebuie știut din capul locului. 2. Unii dintre voi poate m-ați urmărit în campania din 2014, când am spus la vremea respectivă, atenție românilor, nu alegeți PSD, fiindcă ei vor vrea amnistie și grațiere pentru ai lor cu probleme penale, vor veni cu o politică economică care dă bani la asistații sociali și nu se îngrijește de investiții, vor veni cu o abordare strict populistă ca să se păstreze ei în poziții. Astea sunt lucruri care pot fi verificate, pe care le-am spus în 2014. Le-am repetat în 2016. Vă amintiți poate acea fază când am spus fără penal. Deci până sunt eu președinte, nu vom avea prim-ministru penal. Și a început întreaga discuție cu penalii. Totuși, cumva au ajuns la guvernare și au ajuns la guvernare fiindcă au fost votați. Și atunci concluzia simplă care este? E bine să judecăm ce votăm, pe cine votăm, dar cel mai important lucru este să votăm. În 2016 foarte mulți au considerat că nici unii, nici alții nu sunt grozavi, că nu se merge la vot și iată catastrofa. Fiindcă este o catastrofă. Deci cum putem, dragii mei, să ajungem în anul 2018 și să discutăm pe față, în spațiul public, despre amnistie și grațiere, fiindcă niște oameni condamnați penal conduc partidul de guvernare. Este inimaginabil. Niciodată în România nu a existat așa ceva. Niciodată. Nici pe vremea comuniștilor, nici pe vremea comuniștilor primitivi de după război. Persoane cu probleme penale n-au ajuns pur și simplu în conducerea statului. Și dacă a dat Ceaușescu decret de grațiere, a dat-o ca să arate că este mărinimos și că a fost ziua lui sau că a fost o aniversare a statului. Dar în niciun caz să salbească dosarele colegilor de partid. Deci, vă spun, faptul că acești oameni au ajuns la putere în România,
democrația este în pericol și trebuie să fim conștienți de acest lucru. De asta vă spun. Referendum vom vedea, vom discuta, dar votul decide. Și vă rog să transmiteți mai departe acest mesaj. Nu vreau să îi recomand acum cuiva să voteze A, B, C, D, ce va fi acolo, dar să meargă oamenii la vot. Dacă merg mulți la vot, votul va fi echilibrat. Fiecare are partidul care îi place sau politicianul care îi place. Dar nu se ajunge la situația total, total ingrată în care am alunecat acum. Și până la vot, practic, nu avem... Da. Nu avem... Ne apropiem un pic de final, cam așa, okay. Încă o întrebare, două și Iulian, doamna... Iulian, scurt și Gabi? Da? Ok. A doua întrebare, o întrebare total distinctă. Care este cartea dumneavoastră preferată? Asta nu o să vă spun. Ok, la astfel de întrebări, nu am răspuns nici în campanie, nici acum. Am și cărți preferate și actori preferați și cântăreți preferați, dar nu. Poate ceva care să ne recomandați nouă, sau știu. Lectura de Crăciun, nu des de vacanță. Eu sunt convins că o să găsiți lectura potrivită. Oricum, pot să vă fac o recomandare. Citiți. E bine. E util. Și deschide orizontul. Mulțumesc. Și încheiem cu întrebarea ta, Gabi. Am două întrebări foarte scurte și rapide, domnule președinte. Prima, oscilez între a rămâne și a pleca în afară, nu din punctul de vedere al situației materiale. Lucrez în domeniul securității cibernetice, deci e un lucru de viitor. Ideea e că trăim într-o societate în care nu avem spitale, nu avem investiții, nu avem autostrăzi, avem cozi în instituții publice, avem persoane, desind un pic atmosfera, persoane publice care sunt indexate de Google pe proasta României. Și cred că nu știți la cine mă refer. Noi nu știm. Și o biserică ortodoxă care primește foarte multe fonduri și nu este impozitată. Prima întrebare. Dumneavoastră aveți încredere în societatea română că în 20 de ani, în viitorul mediu pentru mine, se va schimba? Și a doua, sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu impozitatul bisericii ortodoxe? Asta cu impozitarea este o chestiune care trebuie foarte bine judecată. Nu există doar o biserică în România, există multe. Impozitarea cultelor. Mă gândesc, de exemplu, la Biserica Greco-Catolică, care nici până în ziua de astăzi nu a primit înapoi ce îi aparține. Sunt alte biserici care de zeci de ani solicită să li se restituie ceea ce au avut și au gestionat pentru comunitate. Deci chestiunea cu impozitatul poate fi discutată, dar bine gândită, după ce se rezolvă primele probleme care trenează de la Revoluție încoace. Deci să nu ne grăbim foarte tare aici în a veni cu o soluție. Cu siguranță acolo unde se face comerț clar, cu profit clar și n-are nicio treabă cu activitatea liturgică, problema se poate pune la modul foarte serios. Iar în ce privește dacă am încredere? Păi, gândiți-vă un pic de ce sunt eu aici. Aș fi putut să plec în anii 70 sau 80, sunt etnic german. Aș fi putut să plec oricând. Nu am vrut. Deci să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu am rămas întâmplător aici sau din greșeală. Eu am vrut să fiu aici. Asta este țara mea, asta este națiunea mea și aici am vrut să stau. Deci, nu numai acum am încredere, deci răspunsul este clar, da, am încredere în români și am încredere în națiunea română și cred că putem să mișcăm cea. Am avut din capul locului încredere, dar asta este o opțiune personală. Însă m-aș bucura foarte mult dacă aș putea să conving pe câțiva tineri că merită. Este o țară bună, sunt oameni buni, merită această încredere și merită să facem ceva. Dacă toți tinerii calificați, pregătiți, pleacă, cine credeți că mai rezolvă problemele? Ar fi complicat, nu? Rămâne țara pe siduri. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte. Ne grăbim dacă vă întrebăm la anul, pe vremea asta, ce faceți? Mai veniți la Civic Avengers? Că noi vrem să facem și anul viitor și eu să devină mentor, nu-i așa? În
concursul de civică. Aștept o invitație pe care o scriem onorez. De acum. Deci mi-a plăcut. Mulțumesc. Deci, haideți să încep așa cu felicitările că ați câștigat un concurs. Bravo! Continuați! Doi, mi-a plăcut atmosfera, s-a avut niște întrebări bine gândite și vă mulțumesc pentru acest lucru. Vă încurajez să rămâneți aici și să faceți ce ați făcut și până acum. Mulțumim. Pentru fiecare întrebare a lor mai erau vreo 3-4 pe care le-au spus. Dar, pentru data viitoare. Noi am pregătit pentru dumneavoastră un mic cadou. Așa că o să vă rog să-l dăm împreună și să vă invităm să facem o poză. Mare plăcere! Da? Și până nu ne despărțim, vă spun sărbători fericite! Sărbători fericite, președinte! Ok? Super! Hai să facem poză!